Am revenit, suntem în direct. Profesor universitar dr. Carmen Dorobăț, medic la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, este de această dată alături de noi prin Skype. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara! Doamnă profesor, suntem în plină vacanță, după cum bine știm. Se simte, se vede, se observă o relaxare mare în rândul populației. Cum este percepută această relaxare de către dumneavoastră, de către medicii specialiști, medicii infecționiști? Ne aflăm într-un moment bun. Într-un moment când, într-adevăr, trebuie să ne bucurăm de relaxare, de perioada estivală. Și trebuie să subliniez că dacă suntem la mare, deci în aer curat sau de asemenea la munte, nu este cazul categoric să purtăm mască. Aici apar numai restricția în momentul în care este spațiu închis și aglomerat. Deci țara noastră se află într-o poziție favorabilă din acest vedere. În funcție de cum vor evolua lucrurile, vom vedea dacă va trebui să schimbăm câte ceva sau nu. Noi ne dorim să trecem cu bine acest sezon cald spre sezonul rece, când posibil să avem un număr mai mare de cazuri. Pe de altă parte, rata de vaccinare nu este îmbucurătoare. Dacă ar fi să vorbim de situația la nivelul județului Iași, în continuare, care sunt recomandările medicilor specialiști? Nu suntem într-o poziție favorabilă nici la nivelul județului și nici chiar la nivelul întregii țări. Pentru că dacă am fi undeva la peste 50% măcar vaccinați, atunci am putea spera că acel număr mai mare de cazuri din toamnă să nu fie sau să fie numărul cât mai mic. Ei, în aceste condiții și dacă ținem seama și de mobilitatea foarte mare, pentru că este vacanță a populației care se mișcă dintr-o parte în alta, atunci putem să gândim că trebuie să fim atenți. Tocmai de aceea, în avioane, în țări cu zone poate mai colorate, cum este galben sau roșu, se iau o serie de măsuri. Ați văzut, măsurile restrictive au crescut ca ritm în ceea ce privește Germania, în ceea ce privește Franța, care deja au un număr mare de cazuri cu tulpin delta. Și peste ocean se vorbește deja despre tulpina Epsilon și Lambda. Deci este un virus care nu este ușor de stăpânit, iar faptul că nu ne vaccinăm lasă indivizi să fie surse de infecții și tocmai această trecere a virusului de la un individ la altul îi dă această larghețe, această facilitate să își modifice structura și apar aceste tulpini cu care sigur trebuie să ne confruntăm. Vom vedea în ce măsură este vorba de număr, de contagiozitate și în ce măsură este vorba de o posibilă agresivitate. Specialiștii ne atenționează că totuși va veni valul 4, spunea și dumneavoastră ceva mai devreme, că din toamnă ne așteptăm să crească numărul de cazuri. Inevitabil acest val, doamnă profesor? În aceste condiții, da, valul ne așteptăm să vină odată cu venirea sezonului rece, ceea ce mi-aș dori de la autorități, indiferent că vorbim de autorități locale sau la nivel național, este ca în această perioadă de timp să gândească o astfel de organizare a unităților spitalicești, astfel încât să nu mai avem probleme cu ceea ce înseamnă îngrijirea pacienților de alte patologii. Deci de la șef de secție, manager de spital, până la forurile care conduc sănătatea în această țară, ar trebui să gândească acum organizarea sistemului sanitar, astfel încât, ca și circuite, ca și organizare, ca și administrare, astfel încât toți pacienții, indiferent de boală, să poată să fie primiți și tratați în spital. Situația la Spitalul de Boli Infecțioase este mai relaxată în această perioadă? Era și de așteptat să fie așa, cu siguranță. Da, noi și eu și toți colegii noștri se află, ca să spun așa, într-o perioadă mai relaxată decât în lunile care au fost. Au fost luni cu aglomerație deosebită, cu probleme deosebite, cu o gravitate a cazurilor care într-adevăr a pus probleme. Ne aducem aminte, la nivel de țară era un moment când era o criză în ceea ce privește locurile pe terapie intensivă. Iată un alt aspect. Este un moment când să ne gândim cum să organizăm locuri de terapie intensivă, astfel încât să nu aducem, să dislocăm pacienți din terapie intensivă
respective din alte spitale să ajungă, să fie mutați dintr-o parte în alta și să vedem acum cum putem organiza lucrurile. Așa cred eu că este ideal. În această perioadă, spitalul are ușile, porțile deschise și pentru pacienții non-COVID. Cu ce probleme ajung la spitalul de boli infecțioase în perioada aceasta? Cei non-COVID? De boli infecțioase ne-am reluat și ceea ce privește monitorizarea infecțiilor cronice, adică vorbesc de infecția cu HIV, infecția cu virus hepatitic B, infecția cu virus hepatitic C. De asemenea, îngrijim bolile, ca să spun cu ghilimelele de rigoare, bolile noastre, care întotdeauna ajungeau la noi de pe întreg teritoriul Moldovei, și mă refer la leptospiroză și mă refer la meningită și cazurile grave de sepsis, întrucât există zona de terapie intensivă care este destinată pentru infecțiile non-COVID. Deci, la Spitalul de Boli Infecțioase am putea spune că s-a făcut o astfel de organizare în prezent, încât să putem îngriji și pacienți COVID și pacienți non-COVID, și eu cred că infecționiștii de acum obișnuit cu ceea ce înseamnă patologia COVID. Simțim că vom călca, dacă va fi cazul, pe un teren mai sigur. Singurul lucru care mi se pare deficitar este organizarea, și nu în zona spitalelor de boli infecțioase, ci în zona spitalelor non-COVID, care categoric trebuie să-și păstreze activitatea. Cum a fost această perioadă până acum, doamnă profesor, pentru dumneavoastră, pentru colegii dumneavoastră din spital? A fost de neuitat. Cu siguranță. A fost o perioadă în care am simțit că scrim, mă scuzați, a fost o perioadă în care am simțit că scriem istorie. Pentru că, iar din nou cu ghilimele de rigoare, este, știu eu să spun, o șansă pentru o generație de infecționiști să vadă cum se derulează o pandemie de asemenea amploare, de asemenea gravitate, la nivel mondial, când forurile întregii lumi își dau mâna, încearcă mai întâi să-l pună în evidență și iată, au reușit, încearcă ulterior să-l stăpânească terapeutic și am reușit într-o oarecare măsură, și încercăm să și prevenim prin acest vaccin. Spun într-o oarecare măsură, pentru că în ceea ce privește tratamentul specific antivirus nou, acest nou coronavirus, încă suntem deficitari, în sensul că numai remdesivirul se înscrie în această categorie. În fază de studiu clinic există tratamente cu administrare pe rost, deci pastile cu administrare pentru acest virus specific, dar sunt încă în ultimele faze ale studiilor clinice. Deci vom avea și astfel de tratamente, ca să privim și partea bună a lucrurilor. În altă ordine de idei, recent a avut loc o conferință organizată de Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, în care au fost abordate subiecte medicale, ce vizează COVID-19, care sunt concluziile cele mai importante ale acestei conferințe și, în general, care este importanța acesteia. Vedeți, este o tradiție. Pentru a 11-a ediție, dacă nu greșesc. Da, a fost începută de domnul profesor regretatul, domn profesor Vasile Luca. Apoi eu am dus mai departe aceste conferințe și iată și actuala conducere a spitalului. Domnul director Florin Roșu a făcut această conferință și ne-am bucurat și m-am bucurat în mod deosebit. Online de această dată. Online, da. Pentru că am considerat că este mai sigur așa și dacă cineva are curiozitatea să vadă cât de mult s-a scris în paginile acestei conferințe, la modul fizic, pentru că de fiecare dată conferința a fost urmată de o carte care a adus cele mai importante lucrări și am vorbit noi și în special au vorbit colegi de alte specialități despre infecția cu SARS-CoV-2 și s-a vorbit evident de HIV, pentru că în continuare la nivelul centrului Iași se îngrijesc cei peste 1600 de pacienți din toată zona de nord-est a țării, despre hepatită B și C și ne-am reîntâlnit, chiar dacă numai online, cu toți colegii infecționiști din țară. Sigur, cu regretul că ne-am văzut numai online,
Dar eu cred, și aceasta știu eu, poate fi în mare măsură o certitudine, că la anul pe vremea aceasta nu cred că vom mai recurge la restricții de acest fel. Iată o veste bună pe care eu, ca infecționist, cu ceva experiență, îndrăznesc să spun, o dau în această seară. Ce vă face să spuneți, să subliniați acest lucru foarte important de altfel pentru noi, că se vor organiza față în față astfel de conferințe de o asemenea vedeți, învergură? Dinamica unui Așa. Virus are o anumită ciclicitate și o anumită dinamică. Evoluează în astfel de valuri care devin la un moment dat, și noi sperăm că suntem în acel punct, din ce în ce mai mici. Și până la urmă, energia interioară a multiplicării acestei populații nu va mai fi aceeași ca acum. Noi spunem dinamica virală. Deci dinamica virală încet, încet va scădea. Dar categoric depinde în mare măsură și de noi, nu numai din punct de vedere al vaccinării, dar din punct de vedere al respectării restricțiilor, dacă va fi la un moment dat cazul. Pentru că vedem, sunt țări, de exemplu, Marea Britanie, dacă mi-amintesc eu bine, săptămâna trecută era în zonă roșie și se pare că încă este. Dacă greșesc, să mă scuze cei care se simt afectați de această. Dar dacă, indiferent să spunem de ce țară este vorba, dacă se află în zonă roșie, categoric autoritățile locale din zona respectivă vor lua niște măsuri. Ei, populația trebuie să înțeleagă că în momentul respectiv trebuie luate aceste măsuri. După cum la noi în țară, dacă ne aducem aminte, au fost luate niște măsuri restrictive înainte de sărbătorile pascale, cu nemulțumirile de rigoare din partea unora, dar iată, acele restricții au dus la un moment dat o perioadă de acalmie care, suprapusă peste venirea sezonului cald, ne-a dus într-o poziție din punct de vedere epidemiologic extrem de bună. Ne apropiem de sfârșitul dialogului din această seară, doamna profesor. În continuare, v-aș ruga să ne spuneți care sunt recomandările pentru populație în acest context de COVID-19. Trebuie să ne bucurăm. Cu aceasta vreau să închei. Nu vreau să aduc nicio notă de pesimism la acest început de vară. Trebuie să ne bucurăm de liniștea din această țară, să căutăm să mergem tot în astfel de țări liniștite, adică în zonă verde, Așa. Sigur, cu rigorile respective, cu ceea ce înseamnă adeverință de vaccinat, cu ceea ce înseamnă PCR în ultimele 72 de ore. Și în momentul în care vom veni acasă, este bine să ascultăm de ceea ce înseamnă verificări în momentul când se intră într-o colectivitate, pentru că așa este și normal. Și în felul acesta vom putea să ținem o oarecare ordine în lumea aceasta a virusului SARS-CoV-2, care ne-a dat și până acum destule bătăi de cap. Le reamintim celor care ne urmăresc că suntem în plină campanie de vaccinare, iar cei care doresc să se imunizeze o pot face foarte simplu în această perioadă, cu sau fără programare. Așa este și recomandarea noastră. Vă mulțumesc tare mult încă o dată pentru prezență, pentru toate aceste informații prețioase, spor în toate și vă așteptăm și cu alte noutăți. La revedere! Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți! Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.